Salutare, prieteni, bine ați venit pe canalul Alin de la Strehaia. Prieteni, astăzi ne-am pus pe mâncat. Știți bine că suntem la ghiuvetă și am făcut o mâncare de cartofi. Arată-le, Mihai, ce e aici. Ia uite. Să nu cadă telefonul oară. Nu. Vezi? Să nu cadă. Vedeți? Da, e beton. Cum să vede? Serios, arată bine rău. Dar cea un. Ia uite. Ia o să-mi pun mie primul, cum îmi place mie. Dar ce de faci tu, că ai spus Bune! Că ai spus că lași pe bună, ai spus că lași pe Ion să fie bucătar. Nu pot, că mi-a făcut ieri de aia zi. Ciorbă de salam. Ciorbă de salam, nebunul. Stați așa să-mi caut o bucățică de carne. Uitați, o singură bucățică de carne mănânc. Puțin piept. Atât. Eu nu știu ce au făcut ieri. Să-ți spun, Miha? Că Miha și-a luat farfurie mică. Păi eu nu vreau să mă numesc. Eu sunt la ghiuvetă. Carne să nu pui deloc, te rog. Deloc, deloc. Deloc. Chiar deloc. Aia e farfuria mea. Okay. Deloc, iau un pic de la David, că nu mai vreau să mai mănânc cu carne, vreau să mănânc cât mai light. Ia. Până te joci, Ioane? Să-ți găsesc cartofi, mai mari că s-au cam topit. Vreau să evit carnea, proteine de-astea. Ia uite la Daviduță. Bine, iau. Și cartofi. Mie să-mi pui și carne. Aia acolo, carbohidrați. Că ești la ghiuvetă și tu. Nu o să mă ghiuvetă, mă pune carne. Nu, nu-ți mai dau. A, nu mai dai? Lasă că fur eu cu forța. Bravo, bravo, dar să nu bagi mâna că e fierbinte. Aici e punem imediat. În patroana. Haideți. Ioane, și tu? Pune și eu. Ia, mamă, ce gătiți aici? Mamă, vai, ce atâta prea mult cu puteți mie. Cum prea mult? Vai, ce bucătar. Ia Dumnezeu, mamă, sănătate să gătesc. Și când a venit tată, trebuie să-i faci mâncare. Patroana, vezi să-i... Hai, Ioane, hai! Trage-te mai spre mine, uite așa. Patroana, da, mâine gătești și tu, dai și tu proba. Mâine fac eu salată, să vezi că nu fac ca Alin și ca Ion, eu fac salată. Ia uite, Johnny, dar vă de ce vă farfurile astea? E așa hai. Un vreo mică. Și David, oricum e mic, trebuie farfurile. Ia să gustăm acum, îmi dau notă. Dă-și mie pâine. Ia. Cum e? Vai de fapt, nu cu ceapă. Ia, da să gust eu, pune camera pe mine, te rog eu. Da, să gust ușor, da să suflu eu mai bine. Mama e de ghiuvetă. Cum e? Eu uite. Cum e, David? Miha. Eu gust după aia. Când mă pun la masă. Mamă, nu te-am zis, tată. Cum faci tu așa? A? Ai ingrediente secrete ca hamburgerul lui SpongeBob. Arde. Da, și n-am avut pătrunjel sau mărat, mergeam. Dar asta e. Nu mai e rea. Arde e să rupă în urmă de tot. Și aia e, prieteni. Ia de să te filmezi pe tine, să mă uiți. Ia de iute. Da, iute. Să ne dai și tu notă, Miha. Ia să vedem, stai să gust. Ia. Chiar sunt curioasă. Dacă are semințe, înseamnă că e iute. Da, nu, papa. Cum e, Miha? Mamă, bun, serios. Cum e, patroană? Mamă, te duce ea. Ce-ai mai e bună sau nu? E minune, e minune. Dar băgați bulion. Păi așa îmi place, bulion, mult. Băga bunicul tău la sarmale. Mmm. Vă zic sarmalele la țigane ieri la, pe YouTube și îmi lăsai poft. Am poft de sarmale. Băi de mine. Dar arde. Stai cu frigerul, cărnița, să nu te iei înfigi în ea din prima. Că trebuie și poftă toată. Bună, John. Da, dar și când mai vrei cărniță, îmi spui poftă mie... Poftă bună, tată. Poftă bună. Haide, îmi spui mie să-ți mai aleg cărniță cu mine. Poftă bună, Daviduță. Arde. John, îți place? Da, să trăiești nota 10. Serios, să ieși bună de tot. Bună, bună. Johnny, Johnny. Hai puțin, uite, e la piciorul meu. Mhm, da. Asta-i ghiuveta. Mhm. Ghiuveta cu cartofii. Mamă, ce da. Cred că sufru eu, că nu așa. Buia salată și cu... și cu brânză noaptea. Aia. Păi n-am mâncat nimic, nu e azi. Da, și un grătar trebuia. Păi la noi merge, că n-am mâncat nimic. Da, da, dacă mâncai altceva, mergea salată, dar așa n-ai mâncat nimic, ai spus. E prima masă, la ora 8, 9, cât zice așa. Noapte.
Da, mă, dar și calde să le mâncăm. Vai de mine. Calde. Ceapă, bă, merge ceapă. Să avem un par de vin la ceapă. Mamă, un vin de la de casă roșu. De la, de la cină. Da. Tata, dar și eu când bem voi vin, eu gust de la voi, dar n-are gust așa, n-are niciun gust. E. Normal că ți nu-ți place, tu ești copil. E pentru adulți. Vreau să vedem cum mănâncă Daviduțu. E bun rău de tot. Ia zi, Daviduță. Bun. E bun, nu? Da. Nu, e doar că e arde, că noi n-am mai avut răbdare, direct de pe foc. Păi așa e bună, fierbinte. Puțin așa. Mamă, ce frige. De ce să mai sufui eu? Ce să mai iau pâine. Ia pâine. Bă, să nu mănânce pisica ceapă, că nu e bine să mănânce. Da, nu e bine. Nu e bine, că îi face rău la pisică. Îi face rău la ficat. Serios, măi, adevărat. Uite, ăsta e o să nu mă... Tu. Ia. Ce bine. Face rău la abdomen, a? Mm. Păpusăca nu e băiat Ioane. Nu e băiat, e femeie. Ia. Nu, lasă-l acolo, că mănânc eu. E băiat mare. Nu, dar am vrut să-i suflu ca să nu mai frigă. Mamă, lasă-l, știu că nu mai am 2 ani, am 6, mamă, lasă-l. Da, papă. Diplomatic, om diplomatic. Nu, e serios. Ioane, ghiuvetă. Ce zici, mă, de ghiuvetă? Ghiuvete, frate, ghiuvete. Lăsă-l lambada la ghiuvete. Nu mai trebuie să-mi iau niște cotlete de berbec. Au lambada. Ce lambada? De lambada. Ia înseamnă lambada. Cine aia? Să lanseze înseamnă. Mister President. Cine mă lambada? Mister President. De unde e? De pe Ferentari? Nu, din Barcelona. Lambada cu Barcelona. Dacă nu știi, vezi, n-ai, știu, n-ai învățat istoria, ai învățat ABC-ul. Ce să-ți fac? N-ai facultate. Ușor să nu te frici, da? Vedeți că Johnny mănâncă la masă cu noi? Dar cu cine mănâncă? Cu mine nu mănâncă la masă. Singur? Nici nu vreau. Nici eu la fel, bă, nu te vreau. Să mănâncă cu mine la masă. Ne-i bărcoreu. Șefii între șef mănâncă. Mănâncă și nu mai vorbi la masă. La masă nu se vorbește. Hai, prieteni, că punem pauză, că facem poftă prea rău, mâncăm așa ca nebuni. Revenim. Gata, prieteni, am mâncat, am rupt. Nu mai putem. Mă doare stomacul. S-a dus ghiveta mea. Asta e acum. O zi. Dar așa zicem noi. Azi n-are nimic, nu are nimic. Și tot așa. Astăzi, prieteni, am fost la cumpărături. Ne-am cumpărat mâncărică. Și am venit acasă. Nu prea am avut activitate. O să vedem zilele astea de să mergem la București din nou. Ups. Uitați-le aici pe Johnny, stați să vi le arăt. Johnny, ia vino. Mi-ai promis ceva. Ce? Bagi și mie un număr de telefon. Ia vino încoace, că-ți bag acum. Un număr de telefon. Ah, bravo, trebuie să facem vlog pe canalul lui Johnny. Hai. Ia vorbește cu prietenii, salut aici pe ei. Salut, salut, prieteni. Ia zi ce, ai mai gătit ceva azi? Nu, că... Dar ieri ciorba ai mâncat-o toată? Bă, mi-a mai rămas. Mai? Mai nu. Aia cu salam sesesc. Dar te mai supăra, mă, patroană? Mai calc așa pe cap, dar nu prea îi merge pe mine. Păi și nu te doare cutia craniană? Nu, mă, cam doare așa de... Miha? Eu acum mă pregătesc de curățenie generală. Am terminat la noi în cameră și o să mă bag acum cu John, că altcineva n-are cine să ne ajute, tu ai pregătit mâncarea, patroana e bătrână, nu punem patroana la curățenie generală. Și ne băgăm să ștergem toate durapurile astea. Mâine vă bag pe terasă. Adică cum ne bagi pe terasă? Vă bag pe terasă, aruncați tot ce nu vă mai trebuie sau le dați la oameni, că uite, la voi stau în sat și oamenii pe bune au nevoie. Să bucură cineva de ele. Da, o să ne apucăm de curățenie generală, prieteni. Și în haine și în astea. Păi trebuie, că sunt multe care nu ne mai furtăm. Stau la noi și furnieră degeaba și nu ai ce să faci cu ele. Am tot zis că facem, că dregem. Și pe aici am haine, nu știu pe unde băgate. Am și la București.
Vedem. Asta că suntem mereu în deplasare, dar n-ai ce să faci. În deplasare? Jucăm în deplasare, ce să facem? Nu-i așa, Davidescu? Da, măi, prieteni, ce să mai... Încheiem vlogul aici. Ne vedem mâine cu noi detalii. Ți-a plăcut? Noi vloguri. Așa că vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi. Vă dorim o seară minunată. Și ne vedem mâine. Pa, pa, vă pup. Mihai, închide și tu.